dumneavoastră sunteți la sărbătoare și Iisus Hristos este o sărbătoare necurmată înaintea noastră și a copiilor săi. Următorul cântec se cheamă Ce sărbătoare? Nu știu dacă vă mai trece 70 de ani, probabil vă mai trece. Probabil vă mai trece o zi, probabil vă mai trece o oră, probabil vă mai trece... Nici nu vreau să mă gândesc că mai trece 100 de ani când până nu vine Domnul. Pavel credea că vine în timpul vieții sale. Bunicul Ion credea, mă, copile, vine Hristos, pregătește-te. Și la 94 Domnul a zis, vin pentru tine, Ioane, hai la mine acasă. Părinții mei au crezut că în timpul vieții lor, ei, tăticul are 79, mămica 75 și încă crede că în timpul vieții lor vine Hristos. Cred că în timpul vieții mele vine Domnul. Vine Domnul, vine Domnul. Biserică Betania, vine Domnul, Maranata, vine Domnul, nădejdea noastră. Și într-o zi vom fi la cea mai frumoasă și înălțătoare sărbătoare împreună cu mirele nostru pe care l-am iubit, fără să-l fi văzut, am crezut în el. Și Domnul să te ajute că în acel zbor final niciunul să nu lipsească. Ce sărbătoare! Vine o zi! Cântați împreună cu noi acest im. Vine o zi când vom pleca spre Canaan, o mândrepta. Da, vine o zi, da, vine o zi. O tâmpiță va răsuna de pe pământ, o mânălța. Noi vom zbura, da, vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nor de slavă. Yeah.